Uleiul de cocos este din ce în ce mai prezent în viețile noastre și își face loc atât în bucătărie cât și în sfera menținerii unei bune funcționări a organismului, consumul său având multiple beneficii pentru acesta. Uleiul de cocos este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente naturale, dar își găsește locul și în rutina de îngrijire a tenului și a părului, dar nu numai. Rezultatele unui studiu efectuat pe animale în 2009 au sugerat că TLM-ul prezent în uleiul de cocos poate ajuta la păstrarea sensibilității la insulină. Uleiul de cocos virgin poate avea proprietăți antioxidante. Uleiul de cocos este folosit și pentru îngrijirea podoabei capilare. În India, uleiul de cocos este aplicat pe păr pentru a-i conferi strălucire și pentru a-l hidrata. Acesta poate proteja ficatul. Uleiul de cocos poate proteja dinții și carii și previne apariția bolilor gingivale. În plus, menține echilibrul bacterian oral. Uleiul de cocos se poate utiliza la gătit, însă își păstrează calitățile prin încălzire doar până la 180 de grade Celsius. Trebuie precizat că beneficiile sunt oferite de uleiul presat la rece. Cel rafinat are un conținut scăzut de vitamine și minerale, punctează doctorul Iren Alexoi. Uleiul de cocos este un produs diferit de untul de cocos, la care se folosesc toate părțile nucii de cocos, beneficiile asupra organismului fiind diferite.